Bun, haideți să vedem ce ne spune. Era, domnule Mintean, un meci cu mulți nervi. Când s-a rupt jocul? După eliminarea lui, după eliminarea lui Camora? Nu știu, probabil că s-a rupt jocul de la începutul partidei, pentru că au mai fost câteva faulturi înainte de tot ce s-a petrecut sau ce a dus la nervii care au fost. Deci pot să spun că de la început a fost un arbitraj care ne-a defavorizat pe toată durata jocului. Oricât de echilibrat aș încerca să fiu, în discursul meu este inadmisibil ca cineva să vină să te arbitreze în halul acesta, după ce nu vorbim despre noi, despre staff, vorbim despre jucători, pentru că ei sunt actorii care fac diferența în joc. Au stat 6 zile departe de familie, iar în momentul în care vin și încearcă să joace, să fie împiedicați de anumite persoane. Este inadmisibil așa ceva. Dar n-au fost și anumite greșeli personale? Mă gândesc la un Sestor, mă gândesc la un Vâdcă, un jucător cu experiență care n-avea voie să facă ceea ce a făcut, chiar și la un Camora? Să știți că toate lucrurile astea nu au fost întâmplătoare. Adică tu ca și jucător, în momentul în care simți că cineva te provoacă, normal că și tu reacționezi. Acum, despre acel faul la Sestor, dacă acela este un faul pentru a da penalti, atunci ar trebui să ne apucăm de un alt sport. Deci despre asta vorbim, nu vorbim despre alte lucruri. Dan, normal, a intrat în teren pe fondul unei stări nervoase, dar putea să-i acorde un cartonaș galben și doar atât. Adică să vii direct să acorzi un cartonaș roșu, pentru ce? Pentru că a intrat în teren, mi se pare mult prea mult. Acum probabil că este acoperit de regulament, dar totuși suntem oameni. Înainte, regulamentele sunt făcute pentru a fi încălcate. Dan Petrescu, după eliminarea lui Cosmin, văd că a plecat direct spre București. Ați mai vorbit la telefon după meci? Nu, n-am mai discutat cu dânsul. Mi se pare normal să fie nervos. Și noi suntem nervoși cu toții, dar încă o dată, noi suntem cei din spatele cortinei, jucătorii sunt într-adevăr foarte, foarte frustrați, pentru că au depus o muncă fantastică în această săptămână și încă o dată este inadmisibil să vii să fie arbitrat în acest hal. Până acum existau anumite contre între CFR și FCSB, că anumiți arbitri vă ajută, ba pe dumneavoastră, ba pe cei de la FCSB. Acum cine vă vrea răul până la urmă? Aici nu este vorba că cineva ne vrea răul. Și atunci, de ce ar fi făcut Colțescu tot ce a făcut în această seară? Nu pot să spun că este un lucru întâmplător sau un lucru voit, dar prin maniera dânsului de arbitra în această seară, cu siguranță ne-a defavorizat. Și nu este prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Am avut dânsul ne-a arbitrat și în Supercupă, unde la fel, în prima repriză, am avut un arbitraj destul de nepărtinitor. Considerați că deranjați, cum spuneau și jucătorii dumneavoastră? Nu știu de ce. Acum, bineînțeles, să iei 2 ani la rând titlul în România este într-adevăr un lucru extraordinar pentru noi. Probabil că sunt unii care sunt deranjați de acest lucru, dar ca să faci asemenea lucruri este mult prea mult. Păi, Gazmetan, media și este pe primul loc acum. Da, ok, felicitări. Deci nu putem decât să-i felicităm și noi vom încerca în continuare să jucăm bine și să ocupăm din nou prima poziție.